Bine ați venit la cursurile scurte. Fizica lucrează cu mărimi fizice, cum ar fi lungimea, volumul, viteza, temperatura și altele. O mărime fizică este o proprietate care poate fi măsurată. Iar a măsura înseamnă a compara numeric o mărime fizică cu etalonul ales al ei, numit în fizică unitate de măsură. Comparația numerică ne arată că proprietatea respectivă poate fi cuantificată, adică putem impune condiții astfel încât valorile ei să varieze în salturi, de pildă 5 kg, 6 kg, 7 kg. Dar nu orice proprietate permite comparații numerice. De pildă, putem spune că area unui teren este de 5 ori mai mare decât a altuia, dar nu are sens să spunem acest obiect este de 3 ori mai roșu decât celălalt. Deci culoarea nu poate fi o mărime fizică. E foarte important de înțeles că unitatea de măsură pentru o mărime fizică este o anumită cantitate a acelei mărimi aleasă ca etalon, adică este aceeași mărime fizică. De pildă, metrul este o lungime, secunda este o durată, voltul este o tensiune și așa mai departe. Există un sistem internațional de unități. În acest sistem avem 7 unități de măsură fundamentale, le puteți vedea în acest tabel, împreună cu mărimile fizice pe care le măsoară. Atenție, numai simbolurile unităților de măsură care vin de la nume de persoane se scriu cu literă mare, așa cum vedeți. Deci vă rog, nu scrieți metru cu M mare, nu l-a chemat pe nimeni metru, nici gram, nici litru. Unitățile fundamentale sunt definite cu ajutorul unor fenomene fizice. N-are rost să memorați aceste definiții, le găsiți ușor pe internet, dar e bine să le citiți odată ca să vă faceți o idee despre modul de definire. Toate celelalte unități de măsură se pot exprima cu ajutorul celor 7 pe care le vedeți, de aceea se numesc unități derivate. De asemenea, au fost stabiliți multipli și submultipli care se pot aplica oricărei unități de măsură. În acest tabel puteți vedea multipli și submultipli folosiți în sistemul internațional. Simbolurile submultiplilor se scriu cu literă mică, iar cele ale multiplilor cu literă mare, cu excepția primilor 3, și anume deca, hecto și kilo. Deci, vă rog, nu scrieți simbolurile pentru centimetru și milimetru cu litere mari. Într-o sumă algebrică nu putem avea decât valori ale aceleiași mărimi fizice, nu putem aduna metri cu secunde, așa cum nu putem aduna crocodili cu elicoptere. Dar putem înmulți sau împărți unități de măsură diferite, așa obținem unități de măsură derivate. De pildă, metru pe secundă este unitatea de măsură pentru viteză. Pe curând!